O întreagă familie a ajuns la spital după ce atât mama cât și cei trei copii ai săi au mâncat mai multe jeleuri aduse din străinătate. Doar că jeleurile nu erau de fapt simple dulciuri, ci conțineau cannabis. Incidentul a avut loc sâmbătă în jurul prânzului în comuna Dulcești din județul Neamț. O femeie de 39 de ani s-a prezentat la Spitalul Municipal de Urgență din Roman împreună cu cei trei copii ai săi de 10, 16 și 19 ani. Toți cei patru se simțeau foarte rău, aveau febră, dureri de burtă și stări de greață. Le-au spus medicilor de la urgențe că au mâncat jeleuri cu căpșuni primite cadou. Cel mai grav a fost copilul de 10 ani, cel care ar fi consumat de altfel cele mai multe jeleuri. Băiatul a fost transferat la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde a rămas internat. Fata de 16 ani a fost internată la secția de pediatrie a Spitalului Municipal de Urgență Roman, iar mama copiilor și fica de 19 ani a fost ținute sub supravegherea medicilor de la Centrul de Primiri Urgențe Roman. Ulterior, mama și cele două fete au plecat acasă cu recomandări medicale. Din declarațiile pacienților, au consumat jeleuri ce aveau un conținut cannabis, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal Roman, Laura Trifan. Pe fir au intrat și polițiștii care au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Din verificările efectuate de polițiști a rezultat faptul că la data de 17 iunie 2023, în jurul orei 12, o femeie de 39 de ani împreună cu trei copii cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani ar fi consumat mai multe jeleuri fabricate în afara țării. Ulterior, aceștia manifestând o stare de rău și fiind transportați la unitate medicală din municipiul Roman. În cauză, polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au transmis reprezentanții IPJ Neamț. Potrivit anchetatorilor, jeleurile fuseseră primite de la un prieten de familie care le cumpărase din Irlanda, relatează Digi24.ro.